Da, la un pahar de vin, noi și aici facem în fiecare emisiune, la un pahar de vin discutăm despre noutăți bune, Andrei. Iar s-a legat cu cablu, stai. Noi avem un partener la emisiunea Internetul Grăiești, este Eu vorba până amână despre... am deschis sticla, vezi cum aștept. Dar eu până amul de am deschis-o și pe alta. Politica O. lor se numește, uitați-vă aici, Cihaios, e acest maimuțoi care vrea să facă o altfel de politică. Iar la această rubrică noi în fiecare săptămână încercăm să vorbim despre noutăți bune, pozitive, pentru că și voi să rămâneți în mintea voastră cu sentimentul că da, e mult rău pe pământ, dar binele nu s-a terminat. Vreau, prima noutate pe care să vă dau este cea care vine de la Vama, dintre Ucraina și România. Este vorba despre hotarul Sighetu Marmației și Solotvino, acolo unde vame și au distribuit de-a lungul podului care conectează cele două țări. Andrei, intră în poze. Da. Jucării, jucării și le-am întins de-a lungul întregului pod, astfel încât copiii atunci când traversează podul din țara lor natală și ajung în țara care îi găzduiește să aibă o trecere cât se poate de lină și prietenoasă. Iar podul acesta deja a căpătat o denumire, se numește Podul Jucăriilor. Iar eu m-am gândit că ar fi super frumos dacă după ce s-ar termina acest război, un artist local ar reuși aceste jucării realmente să le facă din bronză, de exemplu, și să le instaleze acolo ca un simbol al, nu știu, al empatiei, al grijii, pentru că jucăriile alea cu siguranță nu o să reziste acolo mult timp, dar o amintire a lor ar fi frumoasă. De asemenea, o noutate simpatică săptămâna asta este că Terminator is back. Arnold Am Schwarzenegger auzit. a făcut canal de Telegram și a apărut cu un video în care se adresează președintelui rus Putin cu rugămintea de a opri războiul. Hai să vedem! Dar noi doar îi invităm pe oameni. El aici are o istorie lungă despre relația lui cu Rusia, rușii, ce înseamnă asta pentru el, cât de mult a Nu, semnat pentru carieră. nu doar asta, acolo e vorba chiar despre o istorie din tinerețea lui, unde el povestește despre un atlet rus care l-a inspirat, care a fost sursa lui de inspirație pentru a se lansa în cariera asta de bodybuilder. Și cu atâta admirație povestește acea istorie, ca după aceea să spună despre cum, cât de ușor este să fii un simbol care să inspiri pe alții și cât de strașnic este când cu propria mână îți îngropi țara și te transformi într-un simbol al dictaturii și nu știu, al nebuniei, dacă vrei. Da. Spune. Ai vrut să arăți reportajul canadienilor? Pentru Da, că am mi-ai vrut. dat un site tare problematic de la Global News. Dacă asta era un video tăiat, N-ai da. spus, da? Dar Bun. eu am menționat, asta era pe 11 martie, eu am menționat Eu doar despre am asta. vrut să spun că săptămâna asta mai multă lume mi-a scris din Europa, moldoveni din diaspora, care îmi vorbesc despre faptul că atunci când localnicii află că ei sunt din Moldova, brusc se schimbă la față și devin mult mai luminoși, îi felicită pentru faptul că vin din Moldova și că, iată, le pare rău că n-au auzit până acum din Moldova, însă acum aud despre Moldova într-un context al unei țări mici, dar atât de primitoare și calde și dăruitoare, ospitaliere. Și oamenii noștri spun, iată, îmi pare rău că oamenii află despre noi așa, dar eu zic, îmi pare bine că măcar așa, pentru că eu, cum să-ți spun, Moldova trebuie să investească tare mulți bani ca lumea să afle despre Moldova într-un context atât de pozitiv, după ce ani la rând Moldova s-a auzit furtul miliardului, bandiți, oligarhi, ce vrei, numai nu de bine. Așa că eu mă bucur într-un fel că lumea ne descoperă anume așa, a small country with a big heart. Dar eu aș mai spune, poor country with a rich heart. Cu toate că am avut o dispută pe tema, că noi nu trebuie să perpetuăm treaba asta cu sărăcia. Și mi se pare că e o idee bună. Așa că noroc, mersi politica lor. E nina dolgă. Mersi, politica oameni. Responsabil, consumați produse locale, susțineți economia locală, vinificatorii locali, producătorii locali. Astfel vom arăta adevărata unitate și solidaritate între noi. Și cu ocazia asta, vă dăm și săptămâna viitoare la rubrica în care vă dăm vești bune de la politica oameni.